Să spun așa, o bună dimineață, deci, aproape de amiază. Eu adresez către dumneavoastră, stimați reprezentanți ai mass media, stimați colegi, prieteni, prezenți la acest briefing. Mâine, Comunitatea Științifică din Republica Moldova va alege următorul președinte al Forului Științific Național al Academiei de Știință a Moldovei. Pentru o instituție academică de atare nivel, este important ca pretendentul să reflecte ideea unui savant preocupat de cercetări fundamentale și avansate, a unui mentor care a construit în jurul său o școală științifică, a unui manager cu o experiență vastă și versată de promovare a inițiativelor actorilor din domeniul științei și inovării, a unui comunicator abil, care să dialogueze consistent și constructiv cu autoritățile și cu societatea. Și, bineînțeles, cea a unui vizionar care vede viitorul sistemului de cercetare și dezvoltarea durabilă a acestui sistem. În context, concursul pentru ocuparea respectivei funcții este deschis anume pentru asemenea candidați. Societatea, în general, și comunitatea științifică, în special, a așteptat un comportament decent, care să derive din inteligență și să se racordeze la imaginea viitorului manager al Academiei de Știință a Moldovei. Situația, însă, constat cu profund regret, este cu totul alta. Personal urmăresc o campanie de nu pentru alegerea președintelui Academiei de Știință, ci una pentru nealegerea mea în această funcție. Nu se discută și nu se promovează programele de activitate ale pretendenților, ci se mediatizează chipurile, păcatele pe care le-aș fi acumulat eu aproape cât de la naștere. Totodată, această campanie a lăsat în umbră și a pus la îndoială reușitele comunității științifice, din care fac parte și eu. Se speculează cu realizările științifice, cu sistemul de administrare. Vreau să menționez cu o ironie că peste noapte comunitatea științifică a ajuns înjumătățită. Cercetătorii tineri sunt în exil peste hotare, membrii Academiei sunt speriați, iar finanțarea cercetării în Moldova a ajuns să crească în ultimii ani mai mult decât în Statele Unite, Japonia sau China. Nu știu dacă face să continuu această enumărare sau cum ar spune un scriitor, prostii perfecte, fără niciun grad de plauzibilitate. Recunosc că, în mod obișnuit, aș fi ignorat aceste neadevăruri și scorniri, așa cum am mai făcut-o și așa cum merită să fie tratate asemenea fenomene. De această dată, însă, nu pot să nu reacționez. Este în joc numele meu și reputația Academiei de Știință a Moldovei, în general, și onoarea și demnitatea mea de academician în particular. Aș vrea să vă amintesc că la ziua de azi, comunitatea științifică a Republicii Moldova este la nivel național, consolidată în jurul Academiei. Există un scop și o înțelegere chiar de a lucra pentru excelență științifică și în folosul societății. Iar la nivel internațional, este integrată în spațiul european de cercetare, un lucru care nu i-a reușit până acum niciunui stat din CSI sau din parteneriatul estic. Nu am recurs la acest briefing pentru a mă justifica, dar consider că aceasta este o posibilitate de a furniza societății informația veridică pe care se speculează. Concluziile le las la discreția dumneavoastră. Așadar, pentru a face lumină în câteva chestiuni care se
reamintesc de fiecare dată atunci când se vorbește despre Academie de Știință și despre mine personal, trebuie să se știe că și să se aprecieze corect următoarele fapte. În primul rând, vreau să menționez că nu am intrat în cursă pentru șefia Academiei din ambiții personale. Am fost înaintat de 4 secții de știință ale Academiei, din cele 6. După care mi-am evaluat capacitățile, m-am gândit ce program de activitate propun pentru perioada ce urmează, m-am consultat cu colegii mei, membri Academiei, și doar apoi am luat decizia. În al doilea rând, odată ce a fost pusă în discuție posibilitatea participării mele la aceste alegeri, sub aspect juridic, s-a apelat la unica autoritate legislativă a statului, Parlamentul Republicii Moldova, care s-a expus pozitiv asupra participării mele la concursul pentru alegerea președintelui Academiei. În viziunea mea, nu pot pune la îndoială competența Parlamentului. Este autoritatea care a adoptat codul cu privire la știință și inovare și toate modificările ulterioare, în care sunt reglementările ce vizează această problemă. Așadar, expunerile pe marginea acestui aspect, precum și în adresa forului legislativ, le consider condamnabile. În al treilea rând, intrat în cursă, primul lucru pe care l-am făcut a fost de a mă detașa de activitatea mea administrativă. Sunt unicul candidat care a făcut acest lucru. Totodată, fiind membru titular al Academiei, nu am intrat în acest circuit vicios de învinuiri. Toate materialele difuzate din numele meu s-au axat pe programul meu de activitate. Pe realizările mele, pe cariera mea profesională. Utilizând acest prilej, vreau să mulțumesc tuturor celor care au ieșit în susținerea candidaturii mele la președinția Academiei. Cu regret, constat că nu s-a ținut cont, chiar și a fost trecut cu vederea, apelul membrilor Academiei la o campanie, corectă, onestă, tolerantă, în care să se vină cu propuneri constructive de dezvoltare și fortificare a Academiei de Științe. Ori în situația de față, opinia comunității științifice este factorul decisiv de care eu mă călăuzesc. A fost expuse numeroase opinii referitor la patrimoniul Academiei. Menționez că în perioada 2004-2013 nu a fost înstrăinat sau comercializat niciun metru pătrat de pământ sau bun imobil. Absolut toate bunurile sunt la balanța Academiei de Știință. Se lasă impresia că conducerea Academiei, în special eu, distribuie după criterii subiective proprietatea publică. Amintesc în acest context că, în calitate de instituție publică autonomă, Academia de Știință nu poate înstrăina, schimba destinația sau transmite bunurile de sine stătător, fără decizia guvernului. Aceasta este prevăzut de lege cu privire la administrarea și deetatizarea proprietății publice și de hotărârea de guvern cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor, organizațiilor, instituțiilor de stat, a subdiviziunilor lor, clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe și altor active. Aceste prevederi sunt valabile și în cazul terenului din strada Muncești, pe care chipurile am intenționat să-l trecem ilicit în posesiunea Universității Academiei. Din păcate, s-a trecut în vederea faptul că acest teren este destinat pentru construcția unui cămin pentru studenți, masteranți, doctoranți a institutelor subordonate Academiei. Ori există la ora actuală un astfel de cămin în Academie? Aș vrea să fac claritate și asupra aspectului gestionării patrimoniului Academiei în contextul auditului efectuat de către Curtea de Conturi. Se vehiculează în diverse surse publice, precum că sub conducerea mea, Academia a prejudiciat statul cu 104 milioane de lei. Vreau să dau citire unui extras din hotărârea Curții de Conturi privind auditul Academiei în perioada 2009-2012, disponibilă pe site-ul acestei instituții.
La finele anului 2012, valoarea a 37 imobile reflectate în evidență contabilă nu a fost ajustată la cea cadastrală, care constituie 104 milioane lei, fiind raportate cu 35 milioane de lei mai puțin. Curtea de conturi a constatat că Academia nu a finalizat procesul de reevaluare a loturilor de pământ propriu, în conformitate cu decizia Guvernului. În urma acestei reevaluări, prețul bunurilor urmează să se mărească. Respectiv, aceste nereguli constituie diferența dintre prețul terenurilor înaintate și prețul terenurilor care vor fi reevaluate. Precizez în acest sens că însuși procesul de reevaluare implică cheltuieli adiționale prin care sunt atrași experții de la cadastru. Din cauza costurilor înalte a acestor proceduri de evaluare, reevaluarea terenurilor se efectuează treptat. În contextul infrastructurii, adesea sunt întrebat de ce nu am construit infrastructura Academiei de Știință până acum, despre care eu spun că trebuie modernizată. Vă rog să atrageți atenția la un lucru. Până la venirea mea, în funcție de președinte, clădirile instituțiilor Academiei de Știință, inclusiv blocul ei administrativ, erau într-o stare deplorabilă, iar instituțiile își dădeau spațiile în arendă pentru ca să poată achita cheltuielile de regie. La moment, în afară de blocuri renovate, în mare parte, Academia de Știință are o rețea informațională academică, ce cuprinde toate instituțiile ei, dispune de tehnică performantă, interconectată la ei infrastructură europeană, are laboratoare echipate, nu tocmai așa cum ar trebui, dar pe care vreau să le modernizez mai departe. Sub aspectul managementului domeniului cercetării, odată cu intrarea în vigoare a codului cu privire la știință și inovare, care a fost promovat de forul legislativ al Republicii, de echipa pe care am avut onoarea să o conduc, fiecare instituție din cadrul Academiei de Științe a devenit persoană juridică, cu drepturi depline și care la moment își gestionează conform deciziilor proprii toate resursele umane, financiare și de altă natură în cadrul tematic stabilit prin direcțiile prioritare de cercetare aprobate prin hotărârea Parlamentului. Prin asta și se deosebește Academia de Științe de Universități. Totodată, fiecare instituție subordonată Academiei de Științe este responsabilă de modul și raționamentul în care își gestionează fondurile. Acest cadru juridic a asigurat participarea instituțiilor de cercetare în cel de-al 7-lea program cadru de cercetare a Uniunii Europene, în care toți împreună am dat dovadă de eficiență. Actualmente avem 58 de proiecte câștigate de cercetători și atrase peste 4 milioane de euro de însuși cercetători, de însuși institute și universități. Am participat la toate procesele de asociere la spațiul european de cercetare și pot spune cu fermitate că nu ar fi fost posibil la acel moment să ne încadrăm în comunitatea de știință europeană fără un cadru de reglementare bine definit și cu o viziune clară în direcțiile dezvoltare a științei din Republica Moldova. În același context, contracandidații mei afirmă că am centralizat puterea. Constat cu regret că dumnealor au ajuns la această concluzie abia în 2014, având atribuții directe în administrarea științei anterior. Doi din ei sunt de mult membrii Consiliului Suprem de Știință și Dezvoltare Tehnologică. Unul este director de institut de 17 ani, altul este de 6 ani aproape președintele Consiliului Național de Atestare. Despre necesitatea reformării managementului științei am început a discuta cu colegii mei încă în 2009, în urma evaluării de către experții europeni, precum și cei din țară. Am promovat o viziune nouă pentru domeniul științei, care acum este temelia strategiei noastre de cercetare-dezvoltare și care va permite modificarea codului cu privire la știință și inovare, înlăturând carențele sistemului actual. Anume, prin promovarea acestei viziuni am fost acceptați
și la monument suntem primul stat din CSI și din parteneriatul estic care a negociat și urmează să semneze acordul de asociere la un nou program european, Orizont 2020. Ori în contextul unei viziuni inconsecvente sau eronate, nu cred că ar fi fost posibil de a realizat acest obiectiv. Suntem unica comunitate științifică din Republica Moldova, de acum al treilea an, asociată la Uniunea Europeană. În cele din urmă, se pune la îndoială calitatea mea de savant. În ce mă privește pe mine, consider că este o lipsă de informare și chiar dezinformare. Aș menționa că, în primul rând, sunt cercetător. În această calitate am publicat lucrări științifice, am creat o școală științifică, am participat la proiecte internaționale de cercetare, inclusiv în calitate de coordonator. Sunt evaluator la proiecte europene de cercetare. Sunt membru a colegiilor redacționale a câteva reviste internaționale. Și doar apoi am devenit și sunt manager de știință. Referitor la învinuirile care mi-mi sunt aduse precum că am plagiat, consider că aceste învinuiri nu sunt fondate și categoric le resping, catalogându-le drept o încercare de a mă debarca din concursul pentru funcția de președinte al Academiei. Menționez în acest context că lucrarea în cauză este o culegere de alocuțiuni, o broșură din acea perioadă, la subiectul consolidării în Republica Moldova a unei societăți bazate pe cunoaștere. Iar în perioada respectivă de redactare a culegerii, Afanasiev activa în calitate de director al Agenției de Inovare și Transfer Tehnologic. În prefață am adus mulțumiri tuturor savanților, cercetătorilor, funcționarilor care au contribuit la pregătirea acestor alocuțiuni și îngrijirea acestei broșuri. În ceea ce privește învinuirile mai recente, menționez că toate proprietățile mele sunt declarate în conformitate cu legislația în vigoare și depuse la autoritățile competente. O să plasez pe site extrasul de la cadastru, cine și de când locuiește în acele case și apartamente care au fost menționate de aceste persoane. Iar în final, aș vrea să spun că învinuirile care mi se aduc nasc la rândul lor o serie de întreagă de întrebări. De altfel, mult mai importante și mai relevante. Noi trebuie să formulăm principala întrebare și să dăm răspuns la ea. Iar această întrebare, mi se pare la moment, poate fi cine este demn să îndeplinească responsabilă, prestigioasă, înaltă și deloc simplă funcția de președinte al celui mai înalt for științific al țării. În contextul întrebării, vreau să vă comunic că am elaborat un program de activitate cu priorități și acțiuni bine definite, pe care le voi prezenta mâine în cadrul Asambleei Academiei de Știință a Moldovei. Și sunt ferm convins că membrii Academiei vor decide anume în baza acestor programe de activitate și vor decide corect. În concluzie, astăzi am venit să fac claritate asupra discuțiilor, câteodată aprinse, care sunt în societate, dar totodată vreau să declar că prioritatea mea este viitorul științei, academiei și pe termen scurt câștigarea alegerilor. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru timpul care mi l-ați acordat. Eu vreau să vă spun că eu de ăștia am planificat și am solicitat un briefing. Dar ca să nu vă supăr, una, două, trei întrebări, vă răspund. Dar eu am solicitat un briefing. Am făcut o declarație. Bine. Ca să nu vă supăr. Da, aici a căzut o foaie. Bine. Nu, bine. Eu prima ce vreau să fac, eu vreau să vă transmit aceste... Deci această declarație a mea, sper că sunteți atât activ. Ok.
Так, я вот здесь человек, прошу сюда, сюда, сюда. Здравствуйте. Потом. Care este soarta primei întrebări? Nu știu, nu am înțeles. Atunci, până mă folosesc de momentul ăsta, literatura și arta reprezintă acest organ de presă, apreciază mult activitatea Academiei de Științe în perioada dată și pozițiile ei față de principalele valori ale statalității noastre, limba română, statul, identitatea noastră și alte valori. Spuneți-vă, rog, ce se întâmplă începând cu ziua de mâine? Dacă câștigați, știm ce e, ce se întâmplă în acele... Dar asta vă și dorim să... Vom vedea, vom vedea. Despre viitorul științific, indiferent... Dacă eu câștig, vă l-am expus și mâine o să-l spun în program. Da, vă mulțumim. Altfel vom vedea. Domnule Duca, aceste atacuri au legătură cu campania? Cred că da. De ce? Deci noi ne cunoaștem de 10 de ani cu dumneavoastră. De ce? Până astăzi ei toți au trecut. Și s-au folosit de sprijinul meu, pentru că tot s-a folosit de sprijinul meu. La fel și acuzația domnului Afanasie. Cred că da. Cred că da. Credeți că toți candidații vă atacă într-un fel sau vă nu-i fulgă? Mi se pare că cineva este mai activ, dar ceilalți sunt complice. Complice. Domnule Duca, ați vorbit despre bunurile noastre, că sunt legale, o să faceți declarații și în... Și o să prezint și organele competente pentru cei care au scris să-i trag la răspundere. Da. Eu vreau să vă întreb, cum ați reușit noastră în 2005 să privatizați un monument istoric de pe strada Matei 73? Eu ce? Am vândut, am cumpărat, iarăși am vândut. Erau, deci, chestiune foarte simple de comercializare. Păi știm cu toți că monumentele istorice nu sunt puse sub privatizare. Adică nu pot fi privatizate. Deci eu v-am spus încă o dată că deci, despre toate aceste acțiuni care eu le-am făcut, eu o să, deci le-am declarat de fiecare dată și ele sunt oficiale. Ele nu sunt. Vreau să poftim, puteți să vă adresați în... De acest lucru s-a întâmplat, ați privatizat acest monument după un an ce ați venit în funcția de președinte al Academiei. Deci, încă o dată vreau să vă spun, eu am tot dreptul să cumpăr bunuri, să vând bunuri și lucrurile astea eu le fac oficial, nu le-am făcut pe ascuns, în taină. Păi este ilegal. Nu este ilegal, pentru că toate organele competente mi-au acceptat această acțiune. Așa că nu văd nimic aici. Și vreau să vă întreb dacă dețineți vilă în sudul Italiei. Din păcate, nu. Dețin nici de vilă. Nici vilă, nici apartament. Am lucrat 4 ani în Italia, am fost profesor asociat încă pe vremuri, dar nu am cumpărat nimic. Și nu am nimic. Și încă o întrebare. De ce fiul dumneavoastră nu cunoaște că a avut în proprietate până în 2012 o casă de pe Valea Dicescu, 138? Păi eu nu știu despre ce dumneavoastră vorbiți. Nu înțeleg. Păi ați avut o casă pe Valea Dicescu 138, care a fost scrisă inițial pe numele fiului dumneavoastră, după care pe numele... Nu, deci în casa care a fost, am construit-o după ce m-am întors din Italia, au fost toți înscriși. A fost casa tuturor, familiei tuturor. Inclusiv și a fiului, și a fiicii, și a soției, și a milii. Noi toți eram proprietari. Păi încă... proprietar la cadastru este fiul dumneavoastră, dar nu știe despre acest lucru. Eu singur nu știu. Eu spun că noi toți am trăit, am fost proprietari. Am trăit în casa aceea și am vândut-o și deci am construit o casă cu un etaj, pentru că era o casă construită pe vremuri în anul 92. Și? Și ce? Am construit-o și după ce? Eu vreau să vă întreb dumneavoastră, care este pretenția dumneavoastră față de mine că eu, de exemplu, am bunurile mele personale, le-am procurat pe vremuri, le-am vândut, am procurat ceva mai bun, mai comod. De ce? Este interzis de legislație astfel de activități. Această casă ați indicat cu declarația pe venit la cadastru pentru 2013, pe care ați vândut-o în 2012. Care casă ați indicat-o? De pe Valea Dicescu. Ați indicat-o? Poftim? Ați indicat-o în declarația pe venit? Sigur că da, sigur că am indicat. Sigur că totul este indicat. Totul absolut este indicat, pentru că așa sunt cerințele. Bine. Eu vă mulțumesc, eu v-am promis că eu am venit cu un briefing, eu am declarat și am spus că eu bunurile care le-am declarat de fiecare dată în organele competente. Vă mulțumesc. Dacă mai sunt întrebări legate de programul meu, poate, de activitatea mea, dar de chestia asta eu vă mulțumesc pentru că ați venit.
și vă spun o zi bună.